Jack și vrejul de fasole. A fost odată un băiețel pe care îl chema Jack și care locuia împreună cu mama lui într-o colibă la țară. Cei doi erau tare săraci și abia dacă se ajungeau cu mâncarea de pe o zi pe alta. Așa că, într-o zi, mama îl trimise pe Jack la târg să vândă singurul lor avut, vaca. Pe drum, Jack se întâlni cu un negustor tare ciudat, care îi oferi câteva boabe de fasole, chipurile fermecate, în schimbul vacii. Încredințat că boabele acelea vor aduce noroc și îl vor scăpa de sărăcie, băiatul făcu târgul numai decât. Ajuns acasă însă, mama mai să leșine de necaz. Fasole fermecată!" strigă ea. Jack, omul acela și-a bătut joc de tine, iar tu, netotule, i-ai dat vaca de pomană." Foarte supărată, mama aruncă boabele colorate pe fereastră și, drept pedeapsă pentru pocinogul făcut, îl trimise pe Jack la culcare, fără să-i dea nimic de mâncare. Nu mică i-a fost mirarea lui Jack când se trezi a doua zi și văzu un uriaș vrej de fasole, al cărui vârf trecea dincolo de nori, apărut taman pe locul în care mama zvârlise mânioasă boabele. Băiatul prinse de îndată se secațere pe vrej. Sus, 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 tot mai sus. Când ajunsese la capătul vrejului, Jack se pomeni în fața unui castel cum nu mai văzuse vreodată. Înăuntru găsi o sală uriașă în care peste tot zăceau grămezi de monede. Și tot acolo se găsea și o masă cu toate zilele încărcată cu o mulțime de talere pline cu bunătăți. Lihnit de foame, băiatul se cocoță pe masă și începuse să înfulece. Deodată, lui Jack îi ajunse la urechi un zgomot ciudat și uitându-se în jur, dădu cu ochii de un uriaș care ațipise într-un jilț și sfărăia. Speriat, Jack se dădu jos de pe masă și aleargă către ușă. Înhățară o mână de monede de aur, după care coborâ cât putu de iute pe vrejul de fasole. În dimineața următoare, Jack urcă din nou până la castelul știut. De data asta, înainte de a pleca, își făcă gâsca fermecată a uriașului, cea care făcea ouă de aur. Numai că uriașul îl simți și dădu să pună mâna pe el. Băiatul scăpă ca prin minune și coborând sprinten pe vrejul de fasole cu uriașul pe urmele lui, țipa cât îl ținea gura. Mamă! Mamă! Adu repede toporul! Odată ajuns pe pământ, Jack puse mâna pe topor și tăie vrejul. Uriașul se prăbuși de la mare înălțime și muri. Iar Jack și mama lui, având monedele de aur, dar mai ales gâsca fermecată, avură parte de un trai fericit și îmbelșugat până la adânci bătrâneți.